Bine ați venit, dragii mei, din Zodia Rac, fie că aveți soarele, luna sau ascendentul în Zodia Rac, eu vă invit să urmărim împreună predispozițiile pentru săptămâna 7-13 august. Da, am să fac pentru fiecare zodie în parte, da, și astfel ați găsit și filmarea pentru dumneavoastră. Voi folosi Tarot Energy și cu Lenormand, respectiv cărțile obișnuite, pentru fiecare zi a săptămânii, urmând ca de asemenea să extrag și cărți din oracolul arhanghelilor, să vedem care dintre arhangheli vă dăruiește darul său. Și totodată am să văd și care este surpriza, care este sfatul, respectiv dacă o anumită dorință vi se împlinește, dragii mei, din Zodia Rac pentru perioada aceasta, 7-13 august. Și voi vă puteți gândi la ce anume se întâmplă în săptămâna asta, ce vă propuneți și inclusiv să vă puneți această dorință mai micuță, mai posibil, dar nu dorințe imposibile. Să nu testăm limitele tarotului. Am să încep etalarea aprinzând o lumânare pentru sănătatea voastră și a celor dragi vouă, pentru împlinirea a ceea ce vă doriți, pentru regăsiri, pentru împăcări, pentru vindecări, da, pentru soluționări de orice fel, pentru ca ceea ce simțiți voi că meritați să vină, da, să vină în calea voastră. Sper din tot sufletul, dragii mei, eu încep etalarea cu darul portalului 8-a-8-a. Pe 8-a-8-a este poarta leului, da? Și ar fi interesant, dragi doamne și domni din Zodia Rac, să vă propuneți, să vă eliberați de gânduri negative și să dați loc, să faceți loc acelor gânduri pozitive cu mult curaj, multă determinare. Să folosiți acest portal al leului, care se deschide în fiecare an. Carta oracol și darul pe care acest pachet îl are pentru voi este dragostea. Așadar, în ziua 8-a-8-a, da, marți, să încercați să hotărâți cu iubire, să decideți, să alegeți cu iubire, dragii mei, pentru că se pare că această iubire își face loc în viața dumneavoastră. Să vedem care este darul arhanghelilor și care arhanghel, de fapt, dorește să vă dăruiască. Iată ce frumos aveți arhanghelul Mihail, dragii mei raci. Văd aici nuanțe de albastru, de roz, de bleu, de galben și de verde și albul de asemenea. Acestea sunt nuanțe care vă liniștesc, care vă vor ajuta, vă vor purta noroc. Prin urmare, nu le desconsiderați, dragii mei. Despre ce este vorba? Aici văd cartea cu numărul 48, deci numere norocoase sunt 4, 8, 12, 32, de asemenea 23. Lumina nemuririi spirituale. Da, e vorba până la urmă de spiritualitate aici, este vorba de lumea nevăzută. În ce constă darul arhanghelului Mihail? Spune că el va face să dispară tot ceea ce este trecător în voi, astfel încât să rămână și să strălucească numai o esență pură și divină. Vă va ajuta să vă descoperiți o lumină interioară, pentru că este salvatorul sufletelor din infernuri și călăuza lor spre lumină. Se pare că în cazul dumneavoastră, da, acest arhanghel Mihail, care în general este cel care luptă pentru dreptate, luptă pentru respectarea regulilor, luptă pentru strictețe, pentru disciplină, da, vă va oferi acest dar al disciplinei, al gândirii cât mai clare, al regulilor pe care dumneavoastră vi le puneți și pe care vi le și respectați. Hai să vedem, da, vom extrage pentru fiecare zi a săptămânii câte o carte. Acesta este tarotul energiei pe care îl folosesc și voi vă puteți gândi cât aranjez eu aceste cărți la
ceea ce vă preocupă, ce ați vrea să rezolvați, ce soluții ați vrea să vină spre voi și să vă liniștească în ceea ce aveți voi de făcut, da? Le mulțumim acestor cărți și mergem mai departe cu Lenormand. Da? Și din Lenormand o să vă ofer, dragii mei, câte o carte și nimic nu este întâmplător. Da? Veți vedea, sper să rezonați într-un număr cât mai mare cu tot ce va fi spus bun și ia să vedem încet, încet suntem cu acest tablou aranjat. Iar din cărțile obișnuite voi extrage câte 3 cărți, considerând că vor rămâne 3 cărți libere, iar acelea vor reprezenta surpriza, sfatul și de asemenea răspunsul la dorința voastră. Încet, încet, da, este completă etalarea. Și așa îmi place să fac de față cu voi această alegere a cărților, da? Pentru că o să vedeți că nimic nu este întâmplător. Și avem și cele 3 cărți despre care vorbeam, legate de surpriză, sfat și rezultatul dorinței. Ziua de luni, 7 august, vine cu multă dragoste. Văd aici un bărbat care ține o inimă. Puteți fi voi, dragi domni din RAC, sau pot fi partenerii voștri din, dragi doamne, din Zodia RAC. Poate fi o persoană nouă, poate să vină dragostea în calea voastră. Este o carte tare plăcută, 45, poate fi o vârstă, sau intervalul orar între 4 și 5, ora 9 sau ora 20. Mai avem de asemenea sufletul pereche. Iată cât de frumos se adună. Voi să știți că veți avea o dragoste, un început sau o reaprindere a unei pasiuni. Aici un suflet pereche, văd de asemenea 24 ca vârstă, intervalul orar între 2 și 4 sau ora 6, ora 8, care să fie importante pentru voi. Văd de asemenea aici un valet de inimă roșie, poate fi un copil, ideea de a avea un copil, o viață intimă intensă, poate sunteți în vacanță o parte dintre voi, da? Dar este multă, o zi cu multă dragoste, da? Este poate cineva din RAC Scorpion Pești, vă gândiți să aveți un copil sau văd o energie de împăcare, de îndrăgostire, iar cărțile obișnuite, iată, vorbesc și ele despre dragoste. Asul de treflă este asul iubirii, este cartea iubirii. Văd de asemenea drumuri de zi, invitații până în asfințit, da? Intervalele orare pe care le-am auzit mai devreme sunt drumuri destul de multe și de asemenea văd aici fie persoana, doamna din Zodia RAC, fie partenerul care poate să fie semn de apă, RAC Scorpion Pești, dar ar putea să fie de asemenea o persoană blonduș și atenă cu ochii căprui sau deschiși la culoare. Foarte frumos, da? Hai să vedem marți. Marți va fi în 8 august, este ziua portalului. Sper să țineți cont, dragii mei, de energia frumoasă pe care să o îmbrățișați, renunțând la gândurile negative, eliberându-vă de încredere și de îndoieli și îmbrățișând, da, împlinirea unui vis. Uite, avem aici un corn al abundenței. Avem 11, da, ora 11 sau veți fi anunțați că pe 11 este această binecuvântare materială. Este o prosperitate, este o abundență. Voi deschideți acest portal, îl accesați înspre binele dumneavoastră. Mai văd de asemenea multă istețime la care apelați. Cred că sunteți de asemenea destul de inteligenți, înțelepți, veți reuși ușor să îi manipulați pe ceilalți sau altcineva încearcă să vă manipuleze pe voi. Văd ora 14 sau intervalul orar între 1 și 4, ora 5 și de asemenea mai văd un 9 de pâte. Poate cu cineva din berbec leu săgetător să faceți niște eforturi destul de intense sau în relația voastră să fiți cu astfel de persoană. Din câte văd, vă ajută, cum spuneam, experiența de viață, vă ajută educația și de asemenea vă puteți prinde dacă cineva încearcă să vă
să vă saboteze, da? Să vă păcălească. Eu văd aici în destinul vostru, dragii mei, da? Este un destin, este o hotărâre în curând sau va fi o decizie în această zi, ori va fi pe 11, se va semna astăzi, doar veți primi vestea respectivă. Vine de la cineva din Taur Fecioară Capricorn, care poate să fie colaborator, prieten, o persoană din cuplu. Ar putea de asemenea persoana aceasta să aibă părul șaten și să fie cu ochii căprui. Mergem mai departe la ziua de miercuri. Miercuri va fi în 9 august și avem, dragii mei, ușa către spiritualitate. Se pare că deloc întâmplător, zodia RAC va fi binecuvântată cu o coincidență, o sincronicitate. Vi se va confirma dacă este bunul Dumnezeu, este acolo cu voi. Deloc întâmplător va fi ceva care sper din tot sufletul să vă încânte, da, inima. 32 o vârstă sau 23, 5, 6 ar putea să fie ore importante. Aici văd că voi vă urmați o cale, voi vă găsiți o cale, în sfârșit decideți încotro să vă îndreptați. Ori pur și simplu calea aceasta se deschide pentru voi. Văd aici 42 ca vârstă sau 24, văd energia lui 6 sau a lui 8. Dacă este să vorbim de cărțile obișnuite, dragii mei, aici poate fi vorba despre o firmă, un angajator sau persoane cu ochii verzi sau albaștri, printre care, da, puteți fi și voi. Văd din nou persoana din Taur Fecioară Capricorn cu multă stabilitate, cu multă seriozitate, da, acest bărbat. Văd de asemenea, fiind zodie RAC, dacă se gândesc la voi, da, fie angajatori, fie persoane din gemeni balanță vărsător, fie ca ochii deschiși la culoare, dragii mei. E de bine, continuăm și am ajuns la ziua de joi. Joi va fi în 10 august și deloc întâmplător avem două cărți cu numărul 10. În primul rând, 10 la acesta, poate să fie 10 august sau ora 10, o avertizare de furtună. Fiți foarte liniștiți, fiți asertivi și răbdători. Ascultați mai mult decât să vorbiți, pentru că aici e o furie, dar fie că este a voastră, fie că este altcuiva, ori plecați la un drum și plouă să vă luați umbrelă. Este o avertizare de furtună să nu vă despărțiți, să nu intrați într-o neplăcere, să fiți foarte, foarte atenți. Și vă de asemenea tot pe 10 august, poate la ora 10 sau la ora 1, văd aici o culegere a unor roade. Voi ați muncit și munca voastră vă va fi răsplătită. Această seceră spune că vine un timp în care să fiți recompensați pentru tot zbuciumul și tot efortul depus. Aici văd o persoană din Taur Fecioară Capricorn. Valetul acesta de pământ poate, sau de monede poate să vă reprezinte pe voi, cei care vreți să învățați, să știți cât mai mult, care investiți cu mare grijă și nu riscați, da? Tratați cu multă seriozitate. Din fericire, văd aici, iată, cărți obișnuite care vorbesc despre vorbe bune, despre împăcări pe care le puteți avea. Văd o bucurie în casa voastră, fie că mergeți în altă casă sau în casa voastră vine persoana cu care locuiți și vă dă o veste bună, o bucurie, da, sau la locul de muncă și se gândește la voi cineva din berbecleu săgetător sau poate să fie o persoană brunetă cu ochii negri sau căprui. Dragii mei, mergem mai departe. Iată, am ajuns la ziua de vineri, 11 august, și se pare că voi veți semna un contract în această zi. Poate fi un contract de muncă, de locuință, un contract obișnuit de prestarea unor servicii. Poate este important ca voi să citiți foarte bine ceea ce semnați. Contractul acesta, da, poate să fie o căsătorie, dragii mei, din câte știu, parcă totuși este post până la Sfânta Marie.
deci nu poate fi asta, dar este ceva important pentru voi, semnați ceva important. Poate că este o cerere în căsătorie. Eu văd un buchet de flori, văd un bilețel de iubire, poate că vă veți exprima sentimentele, persoanele dragi. Văd aici o damă de inimă neagră, adică o regină de spade, poate să fie o instituție care să vă laude, care să vă promoveze, un nou job, o ofertă nouă, poate să fie ora nouă, sau pentru ceva bun pe care voi l-ați făcut pe 9 august, iată, primiți pe data de 11 august, da, niște felicitări. Și văd într-adevăr, fie un dar mare de bani, fie un cadou valoros, și văd că este din partea unei persoane cu care formați suflet pereche, fie că lucrați împreună, fie că sunteți în cuplu sau veți forma un cuplu, fie că este un membru de familie. Aici racii pot forma aceste cupluri cu semnele de apă, rac, scorpion sau pești. Da, sunt vizate în special aceste cupluri. Mergem mai departe la ziua de 12, sâmbătă, pe 12 august. Văd aici atașamentul vostru față de cineva, vă simțiți foarte legați, sufletește, sau este o adicție, dragii mei. Poate mâncați prea multe dulciuri, poate consumați prea mult alcool, da, atenție cu paharele, sau cineva este dependent de voi și trebuie să îi acordați atenție. Ori voi sunteți dependenți de muncă, de bani, de a avea în controlul vostru o situație. Văd numărul 5, o schimbare, poate renunțați la această dependență de cineva. Ce frumos! Văd aici cartea cu numărul 28, da, poate să vorbească de vârsta aceasta sau de intervalul orar între 2 și 8. Văd aici un as de cupe, asul de inimă roșie cu iubire, cu sentimente. Este un bărbat romantic, un bărbat care își exprimă sentimentele. Fie că vorbim despre un bărbat în zodia rac, fie despre partenerul doamnelor din zodia rac. Este o discuție lejeră, sinceră. Persoana aceasta este desculță și am suflecat mânecile. Parcă discuția asta este între prieteni sau într-o bucătărie, dar de ce nu? La cărțile obișnuite am, să știți, o întâlnire de seară, o întâlnire după asfințit sau chiar cazarea. Poate mergeți într-o excursie, dragii mei, sâmbătă și vă cazați în altă casă. Partenerii sau partenerele cu care veți merge, fie sunt din berbec leu săgetător, ori ar putea să fie brunete persoanele cu ochii negri sau căprui, ori poate fi această persoană din taur fecioară capricorn, caz în care, de asemenea, dar mai putea avea, dacă nu sunt semne de pământ, sunt persoanele șatene cu ochii căprui. Da. Hai să vedem mai departe. Am ajuns la ziua de duminică, 13 august, și iată avem cartea lumii. Vorbește de vacanță, de o călătorie, vorbește poate de un vărsător important pentru voi, despre conversația voastră cu cineva de la distanță, dar și reușită într-un domeniu, reușita care vă propulsează, da, o relație trece de la o prietenie la o iubire sau intervine un nou nivel de implicare mai profund. Numărul 29 este o vârstă sau intervalul orar între 2 și 9, la ora 11, ora 2, ora 18 de asemenea. Aici văd călătorii ale voastre cu cineva, poate cu încă doi prieteni sau doi membri de familie, pentru că am ora 3 sau cartea numărul 3. Poate cineva vine la voi, dacă nu mergeți voi la altcineva. Văd un 10 de spade. Faceți un drum care vă ajută și vă oprește o suferință, vă oprește o trădare. O carte care spune că mai rău decât v-a fost, nu o să vă mai fie acest drum, parcă închide niște suferințe pentru voi.
cu acest 10 de spade. Și, dragii mei, văd o bucurie mare și o bucurie mică. În această zi de duminică se pare, da, că vi se umple inima de bucurie, dar este și o atracție foarte mare pe care o puteți simți față de o anumită persoană sau e o bucurie mare care vine fie de la o instituție, de la o firmă, un loc de muncă, fie de la o persoană cu ochii verzi sau albaștri. Ori aceasta ar putea să aibă zodia gemeni, balanță sau vărsător. Văd, da, un bărbat destul de serios. Și hai să vedem, dragii mei, care sunt următoarele informații. Vorbim de surpriză. Surpriza poate să fie o neplăcere. Nu vă așteptați. Dar acum, pentru că v-am pus în temă, este important să nu vă închisiți de această iubire. De această iubire, nu știu de ce, gura păcătosului adevăr grăiește. Aici este o mică ciondăneală, poate că cu această bucurie sau darurile care au fost puse, veți reuși să uitați de această supărare, acest mic conflict. Apoi sfatul este să ascultați de cineva din berbecleu săgetător. Sau poate să fie un bărbat brunet cu ochii negri sau căprui. Persoana aceasta poate să vă ajute. Sfatul este să țineți cont de el sau de ea, ori să vă feriți de el sau de ea. Este destul de echivoc, pentru că o binecuvântare de acum poate să reprezinte o suferință, o supărare de mai târziu. Fiți destul de circumspecți, dragii mei, mai ales voi știți vibrația. Dacă vă înțelegeți cu o persoană din berbecleu săgetător, ascultați-vă intuiția și sfatul este să mergeți către aceasta. Dacă aveți cea mai mică reținere, da, dacă una dintre ceacre, sentimentul acela de emoție negativă, da, vă spune să stați, să nu dați curs, atunci feriți-vă de o anumită supărare. Dar sper să nu dați curs unui conflict cu o astfel de persoană. Și dacă, dragii mei, v-ați gândit la o dorință pe care ați fi vrut să vi se împlinească, așa cum spuneam la începutul etalării, vestea asta bună zice că da, sunt mari șanse ca această dorință pe care voi v-ați pus-o și simt așa că a fost o dorință care avea șanse să se împlinească, da? Dar vine și destinul cu acest ajutor, cu această veste bună în direcția dorinței voastre. Dragii mei, să vă bucurați, asta vă doresc, de o săptămână minunată în care să vă meargă bine, da, să aveți sănătate și înțelegere cu toți din jurul vostru și nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați, apăsați clopoțelul sau butonul de like. Sper să ne revedem și la alte etalări și să aveți mare grijă de voi. Toate cele bune! Pa, pa!